Bine v-am regăsit, oameni frumoși, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Și eu sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Vă alegeți o ceașcă, numărul 1 sau numărul 2, sau le alegeți pe amândouă la dorința dumneavoastră. Cum am zis, scumpii mei, ceaștele sunt în general în care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, să știți. Până vă concentrați în ceașcă, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, într-adevăr sunt foarte încântată, dragii mei, de mesajele voastre, să dea Domnul la fiecare să intre noroc în viață și dacă încă nu ești abonat, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile care le fac pentru voi și nu veți regreta, scumpii mei, să știți. Dacă v-ați concentrat, haideți să deschidem să vedem ceștele noastre pentru următoarele zile, ce ne zice, carieră, bani, dragoste, sănătate, ceea ce va ieși, aia am să vă spun, scumpii mei, să știți. Haideți să începem cu prima ceașcă, să vedem ce ne zice prima ceașcă, dragii mei, să dea Domnul. Dragii mei, aici în farfurie a ieșit un ochi, să știți, este un ochi foarte mare, dar acest ochi de ce este, uitați-vă. Aici este o inimă, dragii mei, dacă vedeți. Am să sparg ochiul. Deasupra dragostei voastre, dragii mei, aveți de ochi, să știți. Deasupra dragoste, pentru că, uitați-vă, aici este o inimă. Voi, aslânda, cum să zic, aveți noroc în dragoste, dar aveți prea multă dușmănie deasupra voastră și nu vă dă voie ca să aveți noroc în dragoste, dragii mei, să știți, pentru că aveți foarte multă lume invidioasă, am să vă spun. Să dăm la o parte ochiul, la parte întâi pentru ca să nu vă afecteze mai departe deasupra dragostei, să știți. Uitați-vă ce taur este aici, vedeți, dragii mei? Acest taur, uitați-vă, este un taur foarte mare. Întâi am să vă arăt ce este în ceașcă. Și cum am zis, dragii mei, uitați-vă aici, este un taur. Acest taur nu înseamnă că este zodia taur, dar știți cum este taurul puternic. Cum este taurul nervos. Așa voi sunteți pentru că cineva vă enervează, cineva vă joacă la nervi, cineva vă apasă pe vână, dragii mei, și nu vă dă pace, dar voi să știți că o să fiți puternici. Sunteți puternici, dar cât de puternici sunteți, sunteți și, și atâta de nervoși, dragii mei. Bărbat, femeie, nu contează, nervoase, nervoși sunteți. Așa de parcă iese foc și pare din sufletul vostru, că pentru că aveți foarte multă lume care vă apasă pe vână, dragii mei, așa vă enervează și nu vă dă pace, dar să știți că tot voi o să reușiți să ieșiți din toate aceste greutăți, pentru că într-adevăr aveți așa o greutate în sufletul vostru, poate că la muncă, poate că acasă, poate că mai știu eu unde sunteți, departe de casă, la locul unde munciți, poate că... Nu contează, dragii mei, dar aveți persoane care vă enervează foarte mult și să știți, v-am zis, sunteți puternice, puternici, sunteți gata să treceți peste orice greutate, peste orice nervi, pentru că voi sunteți persoane puternice și veți trece peste toate negativitățile și peste toate problemele din viața voastră, dragii mei, să știți. Uitați-vă, aici este un cap de bărbat, dragii mei, vedeți? Acest cap de bărbat, să știți că de ultima vreme iese ursitul vostru în ceașcă, dragii mei, vă arăt și vouă. Acest bărbat este cu barbă neagră, poartă și ochelari de soare, pentru că acești ochelari de soare are. Este așa un bărbat de stat, dragii mei, după cum vedeți, are la, este îmbrăcat într-un, cum să zic, costum. Știți cum așa sunt costume cu gastuce, dragii mei? Așa este îmbrăcat acest bărbat. Este cu părul creț negru, cu barbă, cu mustață. Este cu barba neagră, cu mustață neagră. Acest bărbat este un bărbat de stat. Uitați-vă, aici este litera C. Dacă vedeți, acest C nu este un C românesc, dar este un C, este J, C și E, dragii mei. Are J, C și E în nume acest bărbat sau în prenume acest bărbat. Este un bărbat de stat. Nu este un bărbat de-al vostru, dragii mei, de nația voastră, dar este un bărbat de nație străină, să știți. Și, într-adevăr, dacă nu ai cunoscut acest bărbat, să știți că acest bărbat într-o bună zi o să vă iasă în calea voastră. Dar dacă aveți în calea voastră acest bărbat, așa cu barbă, mustață neagră, părul negru creț și așa este un om de stat, poate să fie... Un învățător, poate să fie un medic, poate să fie altceva, dar să știți că este un om de stat, dragii mei, acest bărbat și cum am zis, dacă nu-l cunoști,
O să faci cunoștință. Dacă îl cunoști, să știți, cu acest bărbat o să vă duceți până la căsnicie, pentru că într-adevăr este un bărbat foarte bun. Voi îl iubiți pe acest bărbat, dacă îl aveți în viața voastră, dacă încă nu a ieșit, o să vă întâlniți și o să vă îndrăgostiți de acest bărbat, dragii mei, să știți, pentru că este un bărbat foarte puternic și muncitor, să știți acest lucru. Aici este, deasupra casei voastre, mereu cântă o cucuveau, dragii mei, asta mi-arată ceașca. Această cucuveaucă, să știi, vă dă de veste că cineva din rudele voastre sau cineva din familia voastră o să decedeze. Este o femeie bătrână aceasta, poate să fie bunica voastră, poate să fie o mătușă de voastră, nu știu cine este, dar o femeie bătrână o să decedeze din rudele voastre, din familia voastră și într-adevăr o să vă pară foarte rău. Această bătrână este bolnavă, poate să fie și la pat și această femeie o să decedeze. Pentru că, cum am zis, în deasupra casei voastre, această cucuveaucă de mult timp vă dă de veste, dar să știți că o să decedeze cu părere de rău. Aici sunt doi iepurași, dragii mei. Ce faceți? Alergați după doi iepuri. Așa, doriți și dragostea, doriți și banii. Doriți și banii, doriți și dragostea. Așa, alergați după două lucruri, dragii mei, dar vreau întâi să vă alegeți mai întâi ceea ce doriți, ceea ce vă doriți mai mult, banii sau dragostea, dragostea sau banii, pentru că dacă o să alergați după amândouă, nu veți prinde niciuna. Întâi, dacă decât de gândești să muncești și să aduni banii tăi, întâi muncește, adună-ți banii, apoi găsește dragostea. Hai zici că mie nu-mi trebuie bani, eu vreau dragoste, atunci găsește-ți dragoste, apoi aleargă după bani. Pentru că alergați după doi iepuri și nu veți prinde niciunul, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că o să rămâneți cu mâinile goale și fără bani și fără dragoste. Dacă o să alegeți una din ea, o să știți atunci că o să aveți și dragoste și bani. Asta mă refer și la bărbați și la femei, pentru că alergați după doi iepuri odată și nu veți prinde niciunul, să știți acest lucru. Acum, în aceste zile, sunteți așa plictisiți. Vă plictisiți acasă, poate că doriți să plecați undeva și nu puteți pleca, vă plictisiți. Așa, poate că de la călduri vă înnăbușiți, așa este o deasupra voastră o smoleală, așa să zic, o lene, nu vă vine să faceți nimica, dar o să ieșiți și din această lenevie, dragii mei, să știți. Venim la farfuria noastră. Vedeți această inimă. V-am zis că deasupra dragostei ați avut ochi. Ochiul l-am spart pentru ca să nu vă afecteze. Voi, într-adevăr, aveți noroc în dragoste, dragii mei. Dar dragostea asta voastră mereu pleacă de la voi. Mereu pleacă din casa voastră în afară. Pentru că din cauza dușmanilor și din cauza persoanelor care nu vă dă voie să fiți fericiți, asta aveți prea mult de ochi deasupra voastră, dragii mei, să știți. Dar să știți că într-o bună zi o să găsiți dragostea și o să fiți și voi fericiți, pentru că, cum am zis, din cauza de ochiului, din cauza negativităților, nu vă dă voie ca să fiți fericiți. Sper să fie bineînțeles, să vedem și numărul 2. Cineva zice, asta este numărul 2, 2, 2, 2. Așa, să mă uit eu întâi ce este aici, am să vă zic și vouă, dragii mei. Aici este un melc. Să știți că acest melc, ce înseamnă? Voi duceți casa în spate, voi duceți toate lucrurile în doar voi singuri sau singure. Nu vă ajută nimeni, voi toată vremea trebuie să munciți, trebuie să plecați la muncă, trebuie să aduceți bani, trebuie să faceți mâncare, trebuie să faceți asta pentru și este referitor și pentru bărbați și pentru femeie. Voi duceți casa în spinare și deja nu vă mai ajunge puteri ca voi să duceți această casă în spinare, pentru că și din vârsta voastră deja ați obosit, pentru că vă îmbătrâniți sau vă cădeți de puteri și nu vă ajunge puterea ca să faceți aceste lucruri. Voi în grădină, voi afară, voi așa peste tot și deja nu vă ajunge puteri ca să faceți aceste lucruri, dragii mei, dar să știți că din păcate așa va fi, pentru că tu, de când te-ai căsătorit, tu duci casa în spinare ca mielcul și tot voi trebuie să duceți, pentru că toți s-au obișnuit că tu aduci, toți s-au obișnuit că tu faci și de aia ei sunt relaxați și știu că tu vei face și, dar să știți că asta va fi până la urmă așa, dragii mei, voi o să conduceți casa. Asta pe voi vă bucură că voi conduceți casa, că sunteți puternici și faceți toate lucrurile, că fără ajutorul nimănui, dar deja ați obosit, dragii mei, să știți acest lucru, nu vă mai ajunge puterea ca să conduceți casa, ca să munciți, ca să faceți. De aia
Știu că sunteți fericite sau fericiți că voi faceți toate lucrurile, dar cât trece timpul, cu trece ani, nu vă mai ajunge puterea ca să faceți mai departe aceste lucruri, să știți. Și asta pe voi vă obosește. Litera A, I, C, L și N. Persoanele care sunteți cu aceste litere, nume sau prenume, să știți că pentru voi se deschide un drum spre carieră. Să știți că persoanele care sunteți cu aceste litere și nu aveți un loc de muncă sau doriți să deschideți o afacere, mai știu eu, pentru voi vă gândiți ceva ca să faceți adăugător, să câștigați bani, să știți, pentru voi toate drumurile acestea sunt deschise, o să vă meargă bine și, într-adevăr, o să ajungeți la locurile care voi doriți, pentru că cariera se deschide în fața voastră, o să vă meargă bine, o să se feresc toate pietrele din calea voastră, din carieră și, într-adevăr, o să faci lucrul pe care tu dorești. Mai știu, poate să deschizi o coafură, poate să deschizi un magazin, un restaurant, o afacere, nu contează, dar ceea ce ți-ai pus în plan, să știți că o să se împlinească totul și vei face acest lucru. Poate să te gândești să-ți schimbi locul de muncă. Poate dorești că să la acel loc de muncă să fii la un nivel mai mare, nu contează, dar ceea ce gândești, la ceea ce dorești, o să se împlinească și o să vă meargă foarte bine în carieră, dragii mei, să știți acest lucru. Pentru că cariera este de partea voastră. Aici este un semn de întrebare. Acest semn de întrebare este în capul vostru, dragii mei, mereu vă gândiți. Foarte multe întrebări aveți în capul vostru, ce să fac, cum să fac, de unde să iau, oare dacă am să fac așa va fi bine, dacă nu voi face așa va fi bine. Așa aveți foarte multe semne de întrebări în capul vostru și chiar câteodată, chiar și noaptea când vă culcați, vă gândiți așa foarte mult la aceste semne de întrebări. Dar vreau să vă zic să lăsați toate semnele de întrebare și să treceți la treabă. Pentru că este același lucru, lucrul lăsat de azi pe mâine, așa rămâne și tot așa va rămâne și lucrurile voastre, semnele de întrebări în capul vostru mereu, treceți la treabă și o să vedeți cât de bine o să vă meargă bine, o să se deschidă ușile în calea voastră și o să vedeți că o să ziceți, degeaba m-am gândit eu așa de mult, pentru că mai bine făceam de mult, că uite ce bine îmi merge, așa o să fiți cu norocul deschis, dragii mei, să știți, și o să vă descărcați toate cele semne de întrebări în capul vostru și o să treceți la treabă. Și dacă veți trece la treabă, o să se deschidă toate ușile în fața voastră, să știți. Aici este runa dragoste, dragii mei, să știți că această rună vă arată că o să aveți noroc în dragoste, pentru că persoanele care sunteți văduve, mă refer la persoanele care sunteți văduve, nu la persoanele care sunteți încă necăsătorite, dar la persoanele care sunteți văduvi sau văduve, dragii mei, persoanele care sunteți singure, să știți că dragostea bate la ușă și pentru voi o să găsiți și voi o persoană care să vă liniștească, care să vă mângâie, care să vă împărtășiți casa și să vă împărtășiți umărul, dragii mei, pentru voi bate dragostea la ușă, să nu ziceți că nu v-am spus, pentru că această rune este pentru persoanele care sunt văduve, dă de veste că o să aveți noroc în viață. Asta, dragostea se va deschide pentru voi și, cum am zis și voi, o să vă găsiți perechea potrivită și o să găsiți și voi acea persoană care, într-adevăr, să vă alinte și să vă mângâie pe cap, dragii mei. Aici este o săgeată, să știți că această săgeată vă arată că o să aveți o schimbare în viața voastră, pentru că de multe ori trebuia să se schimbe aceste lucruri în viața voastră, dar ați avut mereu blocaje. Poate că ceva ai dorit să faci în carieră sau ceva să câștigi bani și nu ți-a mers bine, poate că ai dorit să pleci la o școală, nu ți-a mers bine, ai dorit să dai la un examen, nu ți-a mers bine, așa de parcă s-au întors toate lucrurile pe dos și nu v-a mers bine, dar să știți că deja această săgeată vă dă de veste că la orice lucru vei pune mâna, o să vă meargă bine și o să aveți noroc, pentru că o să primiți și o veste foarte minunată. Aici este un cucoș care cântă în gura ușii voastre și vă dă de veste că o să fie totul bine, o să primiți vești minunate și aceste vești pe voi o să vă bucure foarte, foarte mult. Aici văd un copil, dragii mei, să știți că acest copil este un băiețel, este un băiat de 10-12 ani, să zic așa. Acest copil, persoanele care aveți copii decedați, vreau să vă zic că acest copil de la voi dorește o jucărie de pomană, să știți, acest copil este mereu vesel, aleargă, să știți că
Este decedat. El e pe acealaltă lume, este vesel, aleargă, să știți, și se joacă și dorește de la voi acest copil o jucărie, să știți, pentru că asta îmi arată ceașca, persoanele care aveți copii decedați. Și să știți că acest copil dorește de la voi o jucărie de pomană. Dacă aveți posibilitatea, luați câte ceva și dați de pomană pentru că acest copil pe acealaltă lume este vesel, cum am zis, se joacă, aleargă, este fericit, dar câteodată se așează și este trist pentru că câteodată nu are cu ce se juca și de la voi dorește de pomană o jucărie, dragii mei, să știți acest lucru. Persoanele care aveți copii decedați, să nu ziceți că nu v-am spus. De la voi dorește o jucărie ca să aibă pe lumea cealaltă cu ce se juca, dragii mei, să știți acest lucru. Este un băiat. Eu băiat am văzut, dragii mei. Dar dacă aveți fete sau băieți, vă rog să dați ceva de pomană pentru această persoană. Asta pentru voi a rămas, dragii mei. Eu nu vă pun cu forța. Eu v-am spus ce iese din ceașcă ca să știți ce trebuie să faceți. În casa voastră o să intre 3 cadouri, dragii mei. Aceste 3 cadouri poate să fie de departe pentru că aceste 3 cadouri, a 3 cutii, vin pe rând la casa voastră și în aceste cutii, într-adevăr, o să fie foarte minunate pentru voi. O să aveți surprize în aceste cutii, o să vă bucurați foarte mult. Știți că vă plac surprizele când vă vin așa cutii, când vă vin așa cadouri, vă bucurați ca un copil, dragii mei, și sunteți fericiți. Chiar să știți că și eu tot sunt așa de fericită. Eu, cum să zic, cineva să-mi dea o pereche de ciorap, eu tot sunt fericită, dragii mei, să știți, pentru că este îndeajuns persoana care se gândește la tine, este îndeajuns că se gândește la tine. Eu și cu o pereche de ciorap sunt fericită, dragii mei, să știți. Și voi tot așa sunteți fericiți când vă vine câte un cadou și vă bucurați ca un copil, dragii mei, să știți acest lucru. Surprizele vă plac și o să vină surpriză la ușa voastră și o să vă bucurați foarte mult. Aici văd un curcan, dragii mei, să știți că sunteți foarte nervoși, sunteți așa câteodată cu nervii la pământ și vă înfoiați ca un curcan. Fiți atenți, dragii mei, de ce vă zic acest lucru? Pentru că mai ales când sunteți la volan, mai ales când sunteți la muncă, așa câteodată vă înfoiați ca un curcan. Foarte repede vă enervați, foarte repede când vă enervați, dar să știți că afectați și persoanele din jurul vostru, dragii mei, vreau să vă zic să fiți mai calmi sau mai calme, pentru că dacă nu o să faceți acest lucru, într-adevăr, o să vă nimeriți într-o ceartă foarte mare și poate să ajungeți chiar și la poliție din cauza acestui lucru, pentru că sunteți niște persoane foarte, foarte nervoase și vă înroșiți așa ca un curcan, așa știți cum curcanul se înroșește, se înfoaie în piene, așa voi câteodată vă înflați în piene și vă enervați. Fiți atenți, dragii mei, pentru că, cum am zis, o să vă treziți până la poliție cu nervii voștri, dragii mei, să fiți atenți. Foarte mult sunteți nervoși. Cum am zis, ca curcanul, vă înfoiați în piene și vă înroșiți, dar să știți că nu faceți bine pentru că o să vă treziți până la poliție. Dorința voastră se va împlini, să știți. Și uitați-vă, aici sunt 3 persoane care vin în casa voastră, aceste 3 persoane să știți că vin de departe. Aceste persoane veți avea o nuntă, o înțelegere în casa voastră, ceva pentru o căsătorie, pentru că aici este mireasa. Mireasa este, acestea sunt rudele miresei, dragii mei, să știți, poate să fie fata voastră și rudele voastre sau din partea cealaltă, mireasa și rudele lor, veți avea în casa voastră o înțelegere pentru că sunteți toți așezați la o masă și faceți planurile pentru această nuntă, pentru această cununie și să știți că, într-adevăr, această cununie, această nuntă o să se sfârșească cu bine, o să fie totul bine. Veți avea o nuntă în casa voastră sau o înscriere în casa voastră, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei, sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!